Voi începe conferința de presă anunțând candidatura la Consiliul Județean a domnului Sorin Lavric. Este persoana cea mai potrivită să ne reprezinte pentru candidatura la a președintelui Consiliului Județean. Este o persoană dedicată, este o persoană fidelă aur, este o persoană care știe ce înseamnă politica. Colegii noștri îl vor susține. Toată organizația Aur Neamț îl va susține pe domnul Lavric Sorin și atunci o să-i dau cuvântul domnului Lavric. Bună dimineața, bine v-am găsit. Într-adevăr, Biroul Național de Conducere a hotărât ca eu să candidez pentru funcția de președinte la Consiliul Județean. Fără să spun cuvinte mari, pompoase și răsunătoare, vreau ca să preschimb Județul Neamț într-un model de bunăstare, de cinste și de curățenie. Adică exact acele atribute de care, din păcate, acest județ a dus lipsă. Voi intra în această cursă, nu ca să fac figurație, ci cu intenția hotărâtă de a câștiga președinția Consiliului Județean. Instituția aceasta are nevoie acum de un alt fel de a face politică. Așadar, dragi liberali, dragi PSD-iști, indiferent de cei care vă vor reprezenta în această cursă, atât pentru Consiliul Județean, dar și pentru primărie, să știți că AUR vă va întâmpina cu niște oameni care sunt hotărâți să câștige alegerile.